De la Timișoara, din Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș, vin vești bune! Păi, în primul rând, aș vrea să vă spun dumneavoastră și celor care ne urmăresc, atât eu cât și colegii mei se simt bine. Din fericire, nu am avut și nu prezentăm simptome, iar, ca să fim și optimiști pentru astăzi, rezultatul testului de a fost unul negativ, adică virusul a dispărut din organism, atât în cazul meu, cât și în cazul domnului președinte Heiuș. Iar pentru domnul Oancea și domnișoara Laura Oancea, testele vor fi făcute astăzi și mâine. Deci, în cursul zilei de astăzi, teoretic, mai așteptați un test. Da, așa este procedura. Sunt două teste consecutive care se fac. Dacă ambele sunt negative, pacientul este considerat sănătos și externat. Așadar, ne rugăm bunului Dumnezeu și ne bazăm pe tipăcia medicilor de aici, care sunt cu adevărat îngeri salvatori, că lucrurile vor fi bune. Există speranță, a mai spus Adrian David în interviul telefonic acordat postului de televiziune 1 TV. Este foarte, foarte important ca toată lumea să știe că există speranță, că în România există o schemă de tratament a acestui virus care funcționează foarte bine, că nu trebuie să ne temem pentru viața noastră, ci mai degrabă ar trebui să facem acum un efort comun cu toții pentru solidaritate cu cei care sunt mai vulnerabili, cei mai în vârstă, cei care sunt mai bolnavi, care într-adevăr pot suferi mult dacă ar contacta această boală, să stăm în casă, să avem răbdare o săptămână, două, trei, cât este nevoie, până când putem îndepărta acest pericol de la noi. Dar încă o dată, există speranță, să avem încredere și cu siguranță în câteva săptămâni lucrurile vor intra în normal. Eu vă mulțumesc mult pentru că v-am simțit pe dumneavoastră, pe cei de la 1 TV alături de noi aici. N-am fost singuri și acest lucru a contat foarte mult în sănătoșirea noastră. Cei din linia întâi care luptă cu acest virus au nevoie de sprijinul nostru în aceste zile grele. Noi ne-am străduit să facem și noi cunoscut acest demers al medicilor de la Victor Babeș din Timișoara, care, prin intermediul asociației pe care o au, colectează sume de bani de la cei care pot și care vor pentru achiziționarea de aparaturi și ustensile. E foarte bine să dăm un exemplu pozitiv în acest sens. Nu cred că orice efort este binevenit, că de asta sunt sigur. Nu ar trebui să ne dăm înapoi în a dona, chiar și câteva bănuți sunt bineveniți aici. Am avut ocazia să discut cu foarte mulți dintre medicii care activează în echipa COVID de la Timișoara și care sunt foarte optimiști și care ne îndeamnă să avem încredere în ei și să-i sprijinim cu ce putem. Detaliile bancare le găsiți pe pagina mea de Facebook sau pe pagina colegilor care suntem internați aici. Noi am donat deja și îi rog pe toți cei care ne urmăresc să o facă cu încredere, pentru că donând salvează vieți. Vă reamintim că primarul Florin Oancea, fiica acestuia, Laura Oancea, city managerul Devei Adrian David și deputatul Lucian Heiuș au fost depistați cu virusul COVID-19 și se află sub tratament și monitorizare în Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara.